Luptătorii sunt gata să aducă cel puțin 3 medalii de aur de la Cupa Europei printre amatori la K1, care va avea loc în perioada 6-8 decembrie la Riga, Letonia. Vreau ca să încheiem anul 2012 cu succes, să ocupăm primul loc printre federațiile sporturilor de contact din Moldova la medalii, a declarat înaintele turneu președintele Federației Moldovenești de K1 Amator Dorin Damir. Băieți, eu vă doresc din partea misterului, ca și din partea mea personală, din tot sufletul, vă doresc ca să întoarceți primul rând acasă sănătoși, fără de traumă și bineînțeles, în urmă rând, succes de imacabile, pășit cu dreptul, să se demonstra toată lumea că în Moldova că este ca de genul. Se dezvoltă un simț al patriotismului, se trezesc niște emoții deosebite pe care le simte doar sportivul sau antrenorul atunci când a trecut prin asta. Eu le-am simțit personal, știu ce înseamnă asta și credeți-mă că joacă un rol considerabil. Este foarte important acest lucru. Așteptăm 100% de învingere. Cred că mai puțin de 3 medalii de aur nu venim acasă, cel puțin. Suntem încrezuți că o să venim 80% o să fie băieții cu medalii de aur acasă. Să aducem rezultat, să arătăm că într-adevăr moldovenii sunt cei mai buni și să venim cu primul loc numai Moldova. Cupa Europei printre amatori la K1 va avea loc în perioada 6-8 decembrie la Riga, Letonia. Din Hâncești au stat 6 campioni ai Republicii și credem că băieții sunt, adică, cu o dispoziție bună de a câștiga, de a aduce niște titluri bune pentru țara noastră. Să fie luptători destul de puternici, adică cred că o să fie destul de puternici, dar să mă stărui ca să fac totul ca să câștig și să reprezint Moldova cât mai bine. Moldova va fi reprezentată la Cupa Europei printre amatori la K1 de 20 de luptători și 3 antrenori, dintre care unul va arbitra. Lotul va fi condus de președintele Federației Moldovenești de K1 Amatori, Dorin Damir. Aș vrea să menționez că lotul este unul impunător, s-au dus cei mai buni, primele locuri. Primele numere, așa zis, ai Federației de K1. Așteptările sunt cele mai mari, deoarece anul acesta avem bune rezultate la campionatul european, la campionatul deschis al Aziei. Acum am dorit toți ca să finalizăm anul 2012 cu succes, să ne clasăm pe primul loc dintre federațiile de contact în Republica Moldova după distincții medalii.